În ultimele decenii au renăscut conspirațiile cu privire la faptul că Pământul este plat, cu nenumăratele idei răspândite pe forumurile de pe internet, rețelele de socializare și mai ales YouTube. Acest lucru este surprinzător pentru că știm de mii de ani că Pământul de fapt este o sferă. Filozofii greci din antichitate știau că este rotund, iar contrar credinței populare, acea cunoștință nu a fost pierdută în Evul Mediu. Dar dacă nu pământul ar fi plat, ci soarele din sistemul nostru solar, nu v-ați gândit niciodată la asta, nu? Astăzi o să răspundem la extraordinara întrebare ce s-ar întâmpla dacă soarele ar fi plat. Înainte să începem, nu uitați să dați un like acestui videoclip și să vă abonați, ar fi de foarte mare ajutor. Desigur, Soarele nostru este cu siguranță sferic. Geometria sa joacă un rol important în modul în care orbitează și funcționează planetele în jurul său. Masa Soarelui și radiația electromagnetică emisă de acesta sunt necesare vieții pe Pământ. Fără căldura sa, planetele ar îngheța la propriu și temperaturile de la suprafața lor vor ajunge la zero absolut, la fel ca în cazul planetelor Neptun și Uranus. Soarele este de asemenea motivul pentru care planetele rămân pe orbita curentă, fiindcă prezența și atracția gravitațională exercitată de acesta acționează ca o axă centrală pentru stabilitatea sistemului nostru solar. Dacă nu am avea un soare, toate planetele, asteroizii și cometele din sistemul solar ar zbura aleatoriu prin spațiu către neantul spațiului interstelar. Însă poate soarele nostru să existe ca un disc plat? Deși poate suna absurd, dar soarele a fost născut plat. El s-a format din masa gazului interstelar și praful cosmic care s-a colapsat sub propria sa greutate. Norul rezultat s-a aplatizat în forma unui disc, iar soarele nostru a luat naștere în mijlocul acestuia. Dacă soarele ar fi rămas plat, am fi avut probleme grave. Soarele nostru este ca un reactor nuclear care provoacă fuziunea constantă a hidrogenului în heliu. Atunci când stelele rămân fără hidrogen pe care să-l consume, nucleul lor începe să se contracte, iar învelișul exterior începe să se extindă. În acest punct, Soarele devine o stea gigantă roșie și ce se va întâmpla în continuare diferă în funcție de tipul de stea. Dar stelele cu secvență principală, la fel ca cea din centrul sistemului nostru solar, se transformă în stele pitice albe, iar în cele din urmă se răcesc și devin stele pitice negre. Un soare plat s-ar putea să nu aibă suficient combustibil, adică hidrogen, pentru a continua să ardă. Să presupunem că exteriorul stelei a fost cumva îndepărtată lăsând în urmă o suprafață plată. Dacă învelișul exterior se extinde, ar putea prăji toate planetele, însă, din nou, s-ar putea să nu aibă o masă suficientă care să-i ofere stabilitatea necesară și, în cele din urmă, să se dezbine pur și simplu. Iar, fără soare, Pământul va deveni un loc întunecat, descinzând într-o eră glaciară în care viața nu va mai exista ca în prezent. Dacă va păstra suficientă masă, totuși, se va întoarce la forma sferică inițială. Există un motiv anume pentru care obiectele spațiale suficient de mari din spațiu au formă sferică. De la planete și sateliți naturali la stele, comete și asteroizi, forța gravitațională atrage praf cosmic sau obiectele cosmice în egală măsură la marginile acestora în toate direcțiile. Acest lucru înseamnă că toate corpurile mai mici sunt atrase către centrul obiectului mai mare. Chiar dacă pământul pare să fie perfect rotund, însă cu munți înalți și tranșee oceanice adânci, dacă s-ar micșora, cât să ți încapă în mână, va fi de fapt neted. Totuși, haide să presupunem că, cumva, soarele va deveni plat și își va menține această formă. Rezultatul va fi devastator. Din moment ce în prezent este o sferă, soarele degajă căldură și energie în toate direcțiile simultan. Dacă ar fi plat, cel mai probabil ar degaja căldură numai în două direcții. În prezent, Soarelui îi ia aproximativ o lună să facă o rotație completă, răcindu-se mai rapid la ecuator decât la poli, ceea ce înseamnă că dacă el ar fi fost plat și ar fi continuat să orbiteze în ritmul actual, cu părțile plate îndreptate către planete, ar putea dura săptămâni întregi ca Soarele să lumineze în întregime Pământul și celelalte planete. Însă, dacă presupunem că în stare plată rotația sa se va opri, lucrurile se vor înrăutăți și mai rău. Asta înseamnă că pământul va fi luminat de soare de două ori pe an, iar dacă părțile sale plate ar fi îndreptate către nord sau sud, tot ce am primit va fi doar marginea razelor solare, adică doar o linie verticală subțire de lumină pe cerul întunecat. Am putea totuși să folosim electricitate pentru a asigura lumina, însă acest lucru nu ar schimba scăderea drastică a temperaturii de pe planetă. Va avea loc o eră glaciară care nu va începe să se topească doar în scurta perioadă de două ori pe an, atunci când Soarele va fi îndreptat către Pământ complet. Asta dacă avem noroc și părțile plate ale Soarelui vor atinge suprafața planetei. Pământul va fi blocat într-un ciclu constant al înghețului și dezghețului ghețarilor. Alte planete ar avea aceeași soartă dacă au noroc. Venus s-a răcit drastic, fiecare planetă din sistemul nostru solar va primi mult mai puțină lumină decât obișnuiau în trecut, modificând sever sistemul planetelor din jurul soarelui și șansele oamenilor de a supraviețui. Acest eveniment ar însemna că viața de pe Pământ va începe să moară foarte rapid. Plantele sunt la baza lanțului trofic, în următoarele secunde de la moartea lor, restul lanțului se va prăbuși. Plantele nu vor mai primi energia de la soare necesară fotosintezei și se vor ofili aproape imediat. Erbivorele vor continua colapsul lanțului trofic pentru că vor muri în numere mari datorită lipsei plantelor pe care le consumă zilnic. Carnivorele vor urma curând pentru că prada lor va dispărea. Pești ar muri înghețați în oceane, iar toate animalele care depind de pești ca principala sursă de hrană vor muri de foame întregul ecosistem de pe pământ se va prăbuși aproape peste noapte. Curând și oamenii ar începe să moară pentru că rațiile de mâncare se vor termina. Chiar dacă am reușit să supraviețuim deficitului alimentar, în cele din urmă ne vom sufoca datorită dioxidului de carbon acumulat în atmosferă și lipsei plantelor care să producă oxigen vital. Este foarte probabil ca majoritatea vieții să moară în timpul erei glaciare instalate, însă probabil că nu chiar toată. Tardigradele, câteodată numite și urși de apă, sunt creaturi extrem de rezistente. Sunt organisme microscopice care pot supraviețui unei game largi de condiții extreme, de la arșiță la temperaturi foarte scăzute, chiar și în vacumul gol din spațiu. Avem un videoclip întreg dedicat lor, vă las un link în descriere. Desigur, poate că planeta noastră nu va continua să orbiteze soarele, totul depinde de masa cu care a mai rămas odată ce a devenit plat. Dacă atracția gravitațională a Soarelui va fi suficient de slăbită, planetele vor începe să se îndepărteze de el. Cel mai probabil, planetele de la periferia sistemului solar vor fi primele care se vor abate de la orbită, urmate imediat de planetele aflate în apropierea stelei. Însă, Soarele ar trebui să fie gigantic dacă a reușit să-și păstreze masa, mai mult decât în prezent. Toată acea masă împachetată în interiorul unei forme sferice uriașe ar trebui să fie acum dispersată pe o suprafață plană. Presupunând că suprafața plată va fi îndreptată către noi, Soarele plat va acapara cea mai mare parte a cerului nostru. Chiar dacă masa masivă a Soarelui plat va oferi o orbită planetelor, aceasta va fi foarte alterată. Este greu să prezicem cu exactitate cum se va schimba, însă cu siguranță va fi un eveniment haotic. Totuși, dacă soarele ar deveni plat brusc, noi nu am simțit efectele secundare instantaneu. Din moment ce gravitația călătorește cu aceeași viteză ca și lumina, orbita Pământului nu ar fi afectată în primele 8 minute, iar planetele aflate la o distanță mai mare față de Soare nu ar fi afectate pentru mult timp. Mai există de asemenea un alt scenariu plauzibil. Ce s-ar întâmpla dacă, din orice motiv, soarele plat ar avea o rotație sincronă cu Pământul? Datorită rotației sincrone nu putem vedea decât o singură parte a lunii. Dacă soarele se va roti mult mai încet, partea plată va fi întotdeauna îndreptată către noi și am primit foarte multă lumină solară. Presupunând că soarele va avea în continuare aceeași temperatură ridicată, partea pământului îndreptată către stea va fi prăjolită și mortală. Viața va fi posibilă doar la marginea zonei luminate, în umbră, acolo unde temperatura va fi constantă. Dacă ar fi o parte bună a acestor evenimente dezastroase, aceasta ar fi că oamenii care trăiesc în zona luminată ar avea o priveliște mirifică, constantă, a apusului soarelui, datorită unghiului la care se află acesta față de planeta noastră. Și asta este ce s-ar întâmpla dacă soarele ar fi plat. Voi ce credeți? Ne-a scăpat ceva? Ne puteți răspunde în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!